Atlantia, vive l'Atlantia, vince Atlantia, Victor Ramo, Dere, Grasnica, Ica, Caiorca, Una, La Crea, Ramo, Deja, Tre, Numero Fene, Forte, La Fica, Jumat de Oră, M-au reprogramat, am la 6, jumate la dentist, mai am 150 de lei. Astăzi, gunoi, un puțin de bunică, m-a furat, și a 45 de mii, și-o din și a 900 de mii, pentru că am vertrat și 1,5 milioane pentru genunchi, sau invers. Va veni jigodile astea de Alex Măneașa de să zică că noi, suntem, noi nu suntem gunoaiele tale. Înțeleg. Dar neamul dragonul nu se va căca și nu se va pișa pe neamul dovachinilor. Tă, eu nu sunt gunoiul dragonilor. Eu nu sunt jegul împuțitat dragonilor mei. Eu nu sunt căcatul nobilor din Ardeal. Am renunțat azi la titlul de prinț și la toate titlurile din Ardeal. Și mi-a spus Mihaela Mufățilă vorbind cu dumneavoastră, cu mine, că nu voi mai putea intra toată viața în Agarta prin intrarea din Ardeal și nici pe la alte intrări. Am nevoie desperată de vindecarea din Agarta, la genunchi, la coloană vertebrală, la dinți și la creier. Sunt pe moarte. Sunt disperat. Am vorbit cu niște gunoaie împuțite, cu niște jeguri împuțite, dragonii maturi, astăzi, și gunoi împuțit de Andrei Tătar, împreună cu gunoi împuțit de Elvira Țân, cu gunoi împuțit de fiul meu, pe care nu-l mai recunosc ca și fiul meu, Lucian, a organizat și până la 40 de ani și după aceea retrag toate titlul nobilar și trimit în starea a treia, îi, și gunoi împuțit de taică-mea mi-au retras toate titlul nobilar și m-au trimis în starea a treia în Argos, nu mai suport pe nimeni, jigodia împuțit de taică-mea vrea ca al fiul al lui, că mă găsesc nebun să fie. Refuz pentru toată eternitatea prins de la el orice titlu de prinț. Refuz orice titlu nobiliar în Ardeal. Mai bine îs o jigodie, un căcat, un gunoi în starea a treia, cum vroia jigodia asta împusă de Andrei Tătaru. Căci asta este onoarea mea. Onoarea mea stă în testul Agartei, în faptul că a dat 51 de cicluri și voi merge până la capătul ciclului 52. Și onoarea mea constă în a conduce această țară până la sfârșitul vieții mele, care va veni foarte curând astăzi. Căci mă voi sinucide. Aceasta este onoarea mea. Onoarea mea este mai mare ca și onoarea dragonilor. Voința mea de fier nu va fi distrusă de voința dragonilor. Eu voi suporta focul și gura dragonilor. Eu îi voi învinge pe aceștia. Pentru că Ardealul să fie o țară condusă de oameni și nu de dragoni, așa cum e Imperiul Persan, Rusia, America, România și toate celelalte. Că ar fi Japonia, China, India. Chiar dacă durerea mi urcă până la creier, vă voi dezvălui astăzi că a avut loc un atac mișelez din partea SG-1 și altor echipe Stargate împotriva infrastructurii centrale din Raman, unde erau ținute ouăle de dragon și mii de dragoni cu 4 ore și 4 picioare au fost omorâți înainte de a se naște. Acest atac mișelesc mi-a fost atribuit mie în mod prostesc de către spiritul Nagarta. Dar eu am un alt spirit mai puternic al lui Iskander Vermilion Kegnamon în inima mea și acest spirit îmi spune să spun adevărul. Și adevărul este că mă voi supune la orice teste, chiar să-mi fie distrus complet inima, creierul și sufletul, spre a se demonstra că amintirile implantate în creierul meu sunt false și că n-am avut cunoștință. Astăzi mi s-a cerut telepatic să particip la atacul SG-1. Am refuzat și după aceea a venit bunica și m-a întrebat dacă acces jumătate de vițele de lumină, a spus da. Și după aceea au venit gunoaiele astea și au atacat. Că spunea, accepți nu știu câte, accepți nu știu câți bani, accepți nu știu câți lor, dar accepți jumătate de, da, accepți jumătate și din palatele astea. Și ei vor să fure tot. Ei vor să distrugă tot. Nu s-au mulțumit doar să distrugă jumătate din viața mea, coloană vertebrală, dinții, genunchiul. Ei vor să mă anihileze complet pe mine ca și Ctai. Mi s-a cerut astăzi să predau inelul de Ctai și corana Ardealului. Mi s-a spus că nu mai am voie să intru în Agart. Mi s-a spus că nu mai am voie să intru în Raman Nilan. Se caută să fiu tratat ca un nebun, ca un prost, ca un idiot, ca un jec, ca un retardat, ca un căcat. Se caută să fiu prezentat în fața lui Marian Ai ca ultima jigodie. Ca ultimul gunoi, să fiu preșul dragonilor, să fiu gunoi împuțit al dragonilor. Să se calce și să se pișe, să se cace toate gunoaiele împuse de la SRI de dragonii maturi pe mine. Dar eu refuz. Gunoi împuțit de George Maiur a organizat ăsta ca să dea toate farfurile noastre zburătoare către americani.
Așa cum toți banii pe care Jigode a pus de Elvira Țăr, Mureș și alte gunoaie au furat de la mine. Dă-ne milioane, miliarde, trilioane, valioane, vindioane, sextioane, dă-ne pentru poporul român. Toate merg la ambasada americană să verifice Mariana aici să le radă pe toți. Să radă bugetul României, declară război României. Și acest statului român, nu României, statului român. Care este un stat mafiot și corupt și care trebuie să dispară. Toate forțele din est și din vest s-au unit împotriva mea și vor să-l facă pe Andrei Tătaru, liderul României, liderul corupt al României, împreună cu Ligia. Ei vor să dea o lovitură de stat împotriva mea astăzi și să mă bage la închisoare și să mă omoare acolo.